La noi, ca întotdeauna, este veselie. Avem dulciuri, eroine și două culori, albastru și roșu. Și asta înseamnă un singur lucru. Ne așteaptă o provocare grozavă. Pornim! Kate și Emma sunt uimite. Căpșunele, ce minunat! Și se potrivesc de minune cu Nutella. Dar cum să împartă borcanul? E doar unul. Fără ceartă. La urma urmei, fiecare a primit Nutella de culoarea sa. Oare Nutella albastră e mai delicioasă decât cea roșie? Prima va gusta Kate. Și se pare că e într-adevăr delicios. Doar priviți cât de încântată e! Mai mult! Păcat că fructele s-au terminat atât de rapid. Emma, haide! Acum tu! Se pare că Nutella și căpșunica roșie nu sunt cu nimic mai prejos. Delicios! Dar Kate e puțin tristă. Se plictisește. Nimeni nu va observa ardeiul iute în ciocolata roșie. Ce nu știi, nu te omoară. Vai! Ăsta dai incendiu! O modalitate minunată de a te scăpa de Emma și a-i mânca fructele. Wow, ce tare! De data asta e o gumă imensă. Sunt metri întregi. Apropo, tu ai gustat-o? Și ce baloane incredibile poți face cu ea! Kate face cu bucurie un balon. Ce grozav e! E surprinsă și vrea să repete trucul cu balonul de gumă. Aha! Dar ea nu are nimic. Și ce e de făcut acum? Kate e o mică hoață. Ea i-a furat guma Emei și acum va face un balon imens. Dar nu va ține mult. Așa. Nu trebuie să iei ce nu ți aparține, Kate. Emma ia guma albastră, după cum e și cinstit. Iar Kate are nevoie de puțin timp să-și revină. Tu ai mai văzut așa ceva vreodată? Burgerii nu doar că sunt imenși, dar sunt și colorați în culori nemaipomenite. Fetele de-abia așteaptă să-i guste. Wow! Din așa burger te poți sătura pentru multă vreme. Dar cel albastru e complet înghețat. Uite care e problema. Kate știe ce să facă. Trebuie doar să-l încălzească. Emei e mai ușor. Ali e deja cald. Dar totuși puțină grijă în plus nu strică. Kate e deranjată de asta. Folosește uscătorul de păr pe post de armă. Uimitor! Acum e timpul să se înfructe din burger. Sărăcuța Emma, iar tu nu ai nimic. Nu-i cinstit. Și de ce se bucură Kate așa? Da, inelul e frumos și gustos. Kate ne-o dovedește. Iar Emma are un pepe neobișnuit. Nu e mare lucru. nu plănește să stea degeaba. Uite ce poți face cu un pepene! Te folosești de proprii dinți pe post de instrument. Și... voila! Wow. Și al cui Nelly acum mai grozav. Arată magic! Acum nu e doar un pepene, ci inelul unui uriaș. Se pare că toată lumea e mulțumită. Wow. Și aici avem KitKat. Vai, Emma, dar unde e ciocolata? Și nici Kate nu are nimic. Doar un fel de joc în interior. Îl știm foarte bine. Începeți! Kate, ai pierdut, nu te întrista. Emma își primește premiul bine meritat. Wow, câte batoane de ciocolată! Wow! E timpul să te bucuri de premiu. Dar Kate nu plănuiește să se dea bătută. Ce? Un KitKat roșu? Să-l facem albastru. Puțină magie și gata! Sunt convinsă că ciocolata albastră e la fel de bună precum cea roșie. Ce bine că Emma nu e zgârcită. Wow. Uimitor! Ce bombonele! Arată grozav! Wow. Emma s-a gândit la un joc. Deja se vede că va fi interesant. Wow! Tare! Mă tem puțin. Dar Kate aruncă bombonelele cu atâta îndemânare. Direct la țintă. Acum e rândul ei. Emma va trage. Firar, pe lângă. Și din nou. Și din nou. Câte bombonele irosite. Ura! În sfârșit măcar ceva. Kate, ești mulțumită de joc? Timpul băuturilor. Fanta roșie și Fanta albastră. Fetele sunt așa de politicoase. Îmi place să privesc la asta. Dar Fanta nu e tot. Ce au mai primit concurentele? Gheață neobișnuită. Oare cu ea va fi mai delicios? Kate gustă și îi place. Dar la fel de tare îi place să se joace. Emma, gheața te face să dansezi. Arată atât de haios. În fine, bine că nu e supărăcioasă. Deși, cred că m-am înșelat. Wow, ce răzbunare! Nu e de glumă. Acum Kate se va gândi de 100 de ori înainte să glumească. Tu ești mereu bun cu prietenii tăi? Sau mai sunt excepții? Ce zici de super videoul nostru? Și în final te poți amuza alături de cadrele de la filmări. Abonează-te și trimite-le și prietenilor tăi. Pe curând!